Concursul Cartea care îmi place s-a desfășurat online. Aproape 100 de copii completând timp de o lună formularele postate de bibliotecă. Organizat după o idee a lui Ionel Muscalu, șef de serviciu în cadrul Bibliotecii Județene, concursul a avut succes și datorită promovării lui de către mass media, dar și prin implicarea specialiștilor de la bibliotecă. Ideea acestui concurs ne-a venit în urmă cu o lună și un pic și mulțumită mai ales dumneavoastră mediei s-a ajuns la ceea ce vedem astăzi aici, o sărbătoare într-adevăr a cărții pentru copii, este ziua cărții pentru copii astăzi 2 aprilie, iar noi o sărbătorim împreună cu copiii care au câștigat concursul online Cartea care îmi place. Fiecare dintre participanți, și sunt mulți, sunt peste aproape 100, au primit de la Biblioteca Județeană Ia Basarabescu din Giurgiu diploma de participare și desigur un set de cărți pe care și le aleg singuri. Cărțile oferite drept premii fac parte din diferite colecții și din diferite genuri. Biblioteca Județeană Ia Basarabescu va organiza curând încă un concurs, de data aceasta unul de eseuri și cu premii atractive. Cărțile sunt din diverse colecții, ele au venit împreună cu ziarul. În principiu sunt cărți foarte bune, cărți clasice, dar și cărți din Biblioteca Giurgiuveană, din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Sunt cărți ale autorilor români în general, dar avem desigur și cărți internaționale, cărți care au primit premii. Sunt cărți diferite pentru toate genurile și vârstele, de la 6 la 15 ani și chiar mai mult. Evenimentul de sâmbătă nu a fost singurul în care Biblioteca Județeană a implicat foarte mulți copii. Vineri a avut loc lansarea cărții de povești cu titlul Din poveștile copilăriei mele, scrisă de doctorul Valerian Boțocan. Acesta a vorbit copiilor despre cartea sa și a oferit fiecăruia câte un exemplar. Micuții s-au așezat liniștiți la coada formată pentru autografe, după care au fost răsplătiți de cei de la bibliotecă cu dulciuri și răcoritoare.